Salut, sunt Alexandra și vă prezint recomandările culturale pentru astăzi. De la ora 19 la Godot Cafe Teatru se pune în scenă piesa Doi și un tulnic. Povestea cu 16 indivizi globalizați mișcă emoțiile și totodată destinde mințile tensionate. Scenele îmbină un fond puternic al tradiției comunicării străvechi românești prin intermediul tulnicului cu un fond exterior spațiului românesc, cel al miilor de fațete ale umanității globalizate. La ora 20, Teatrul Minion de Vară vă așteaptă la premiera spectacolului Snap, o fuziune de jazz și step unică în România, ce va avea loc în cadrul Bucharest Tap Dance Week, în frumoasa grădină secretă de pe Mătăsari. O operă funk, rock, jazz și improvizație, a cărei muzică se întrepătrunde cu momente spectaculoase de tap dance, susținute de dansatorii Ana Pepine, Adrian Nour și Adrian Strâmtu, cu un featuring extraordinar al lui Roxanne Butterfly, un proiect unic în România pe muzica compusă de Cătălin Milea, alături de Imagination Orchestra. De la ora 21 și 30 de minute în piața George Enescu din București urcă pe scenă Liz Wright în cadrul Bucharest Jazz Festival. Între jazz contemporan, neo-soul, neo-folk și R&B, vocea cântăreței americane născute dintr-un tată preot și mamă director muzical al bisericii câștigă atât admirația criticilor cât și a publicului încă de la debutul său din anul 2003. Nefiind o cântăreață tradițională de jazz, nu este deloc surprinzător faptul că Fellowship, ultimul său album, introduce un nou element în mixul stilistic. Gospel. Run around the same old town. It don't mean that much to me, that much to you. Acestea au fost recomandările culturale. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații dedicate timpului liber. Sunt Alexandra și vă doresc distracție plăcută.